Un șofer din capitală a lovit un copil pe trecerea de pietoni, după care a fugit de la fața locului. Copilul a ajuns la spital. Totul s-a întâmplat în dimineața de 20 decembrie pe strada Miron Costin din sectorul Râșcani, în apropiere de liceul Mihail Cogălnicianu, în jurul orei 8. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord instalată în automobilul unui alt șofer. Din imagini se poate vedea că minorul aleargă pe zebră, iar la un moment dat băiatul este spulberat de o mașină. Copilul este doborât la pământ, însă reușește să se ridice și să-și continue drumul de sine stătător. Făptașul însă nici măcar nu a oprit pentru a se asigura dacă minorul a fost sau nu rănit, ci și-a văzut de drum. Mai mulți trecători și automobiliști care au fost martori ai celor întâmplate s-au apropiat de copil, iar unul dintre bărbați l-a luat pe băiat de mână și l-a îmbarcat în automobilul său. Potrivit ofițerului de presă al Poliției Capitalei, bărbatul ar fi dus victima la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatenco. Minorul a primit îngrijirile medicale necesare. La scurt timp de la producerea impactului, făptașul a fost identificat. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr de 29 de ani. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă să fie privat de dreptul de a conduce pentru următorii 2 ani. Totodată, el a fost sancționat cu o amendă și 6 puncte de penalizare. Cazul se investighează.